cine rugarea? Păi să vorbesc cu Cristi, am mai fost în doar aici și sunt oarecum jumătate de ani. Așa, Cristi, te rog. Mulțumesc, Ioan Vasile. Mulțumesc, Ioan. Haideți să vedem ce reprezintă ce este de fapt un popor. Când vorbim despre un popor, vorbim despre cele trei elemente care îl compun și care coexistă simultan în învoltoarea trecerii timpului. Acestea sunt comunitatea, sufletul poporului și istoria. Comunitatea este formată din acei oameni care au practici, credințe și obiceiuri comune. Trei elemente care, contopite de-a lungul timpului, formează ceea ce noi știm că se numește identitatea unui popor. Sufletul unui popor reprezintă starea de spirit în care un om, un individ, simte să se asocieze cu anumite manifestare sau cu anumite lucruri ale semnilor lui. Istoria este cea care poartă în tolba izăvorită acele reguli morale care s-au născut din evenimentele tumultoase sau fericite ale timpului, pe care fiecare cetățean sau om trebuie să și le încomunească, astfel încât să poată să aibă o viziune cât mai clară asupra drumului pe care îl are în viață. Necunoașterea istoriei, ignorarea ei cu bună știință sau înlăturarea ei, face ca aceste două elemente, sufletul poporului și comunitatea, să devină disolubile. Astfel un popor poate să dispară. De aceea consider că este de datoria mea, a lui Vasile și a lui Ionuț, să cinstim memoria înaintașilor noștri, să ducem mai departe standardul faptelor lor bune, astfel încât tinerii din ziua de astăzi și urmașii noștri să afle sau să știe de unde vin, care este rolul lor, cine sunt, cum este văzut poporul lor, rândul popoarelor și mai ales încotro se îndreaptă. Concluzionând, putem afirma, deci, că un popor este o comunitate care are un singur suflet și o singură istorie. O să-i dau cuvântul prietenului meu, Vasile, să vă spună și eu câteva cuvinte și apoi o să mai intervin, o să mai întreb alături. Mulțumesc. Eu vreau să vă spun două vorbe despre rostul cărților, cel puțin ale mele, și ale lui Cristi. Există două tipuri de scritori, cel puțin două tipuri. Primul, cel mai întâlnit, este cel care scrie cu toată inima și care vrea să ofere ceva din ce trăiește, din ce îi se transmite. Mai există și un al doilea tip, care vrea să-și vadă numele în librării. Și există aici, mai ales după Revoluție, nu mai măsurăm valoarea cărții în ce poate transmite, ci în număr de exemplare vândute. Eu am gândit puțin altfel, am fost profesor de istorie și cred că avem cumva o datorie să observăm în ce moment este țara, adică praf pe românește, din punct de vedere moral, și să dăm doar ce este bun și constructiv copiilor. Ori din istorie ne vin foarte, foarte multe exemple în care oamenii au ales să-și pună viața în vârfa străinii și acum par cuvinte mari. Fac o paranteză, am mai scris și alte cărți care probabil că sunt destul de decente ca valoare artistică, dar nu o să le public, pentru că eu nu construiesc nimic la momentul ăsta. Încă nu e moment. Apoi, după ce o fi în alt stadiu de evoluție sau de recuperare spirituală, poate am să public și acele cărți, care sunt doar niște comedii să le spun. Am avut surpriză în 2008, când am publicat primul volum Răsfințul de Cruci, să-mi spună toate editurile la care am mers că nu mă interesează pe nimeni istorie. O singură editură măricică din București au vrut să mă publice, au vrut să-mi și impună ceva ce să scriu, o carte, n-am fost de acord, pentru că era o scenă care nu era deloc adecvată copiilor. Și începusem cumva să-mi pun întrebări. Chiar nu mă interesează pe nimeni istorie, chiar. Pentru că nimeni mai scrisese după Revoluție. Dar imediat au venit reacțiile publicului
Și copiii din toată țara și părinții copilor îmi scriau că sunt fascinați de cartea de personalitatea lui Vlad, pe care nu o cunoșteau așa. Cartea, din fericire, a intrat în programa școlară opțională la mai multe școli din țară și mă bucur că nu că am avut eu ca persoană dreptate, ci că copiii încă rezonează, cum e firesc, la ce s-a întâmplat la domeniul lor spiritual acum câteva sute de ani. Îmi spuneam, cred că este foarte mare nevoie să dăm tot ce putem pozitiv generațiilor care vin. Că avem episoade în istorie de care nu ne mândrim, sigur că avem, dar orice popor. Mă rog, noi cred că avem mai puține păcate istorice decât cei care au avut colonii. Dar, fără să mințim, cred că e bine să facem o selecție și să dăm cele mai bune percepte morale copilor. Ori, cel mai bun instrument pentru așa ceva din punctul meu de vedere este istoria, pentru că, spre deosebire de ficțiunea pură, atunci când povestim unui copil despre un om impecabil moral, să spunem, dacă e ficțiune, copilul spune, da, e doar în cărți. Dacă pune și documentele în față și vede că Vlad Țepeș, după două perioade de exil, a avut puterea să revină în tronul țării românești la Târgoviște, la mine acasă, și știa că va muri, știa că va fi învins, și tot și-a făcut datoria cu acest gând că, ok, mor, dar mor acasă pentru că așa m-a rânduit Dumnezeu. Mihai Viteazul la fel și mulți alții la fel. Atunci copiii văd că oamenii ăștia au existat în carne și oase și pot deveni mult mai ușor exemple pentru ei. Acum, iarăși, nu trebuie să ne gândim la copii ca la o chestie abstractă. Copiii sunt cei de care ne izbim pe stradă și care, poi mine, vor conduce țara. Deci ne aștept noi nou un somn mai bun dacă educăm pe ei mai bine. Și cum am spus de atâtea ori înainte, e foarte important ca tinerii noștri care pleacă în afara țării să-și caută un job, să nu mai meargă cu impresia impusă după Revoluție că suntem o națiune de mâna a doua. În niciun caz. Istoria ne arată, și acum lucrez cu un colectiv de istorici germani, care recunosc treaba asta fără nicio reție, nu o nerușine să spunem, istoria ne arată, spuneam, că noi, cel puțin în două, trei momente, am salvat Europa. În Occident se acceptă lucrul ăsta foarte simplu. Da, dacă nu erau români atunci, era foarte greu de restul Europei. Avem scrisori ale papii care spun același lucru. Avem rapoarte militare care spun că fără Vlad și fără Mihai ar fi fost foarte greu să rezista. Și Ștefan, bineînțeles. La Ștefan era un pic altfel. Da, aici intrăm într-o poveste. Europa nu l-a susținut cum trebuie pe Vlad Țepeș, apoi și-au dat seama ce greșeală au făcut și din fericire l-au susținut pe Ștefan mai mult. Dar avem aceste momente astrale, să le spunem, pe care noi începem să le uităm. Și cumva programatic, ele sunt scoase din manualele de istorie României. Și cam asta este rolul unui profesor fugit din învățământ din cauza sistemului, pentru că nu mai eram lăsat să predau ce trebuie. Trebuia să spun copiilor că Mihai Viteazul a rămas în istorie pentru că a avut barbă, așa scrie. Nu că i-a scos din istorie pe Achingii, pe cea mai temută oaste a sultanului. El i-a exterminat pe toți. Și de atunci n-au mai fost refăcuți. Oastea n-a fost refăcută oastea de Achingii. Deci trebuia să spun niște bazaconii inutile. Și am ales această cale să ajung la copii prin cărți. Din fericire și marea carte cu eroi pe care o vedeți acolo se bucură de o grafică impecabilă făcută în Rusia și ajungem și la copiii de vârste mai mici și reacțiile sunt foarte, foarte bune. De multe ori spuneam și lui Cristian, mi-e rușine să postez pe Facebook ce reacție au părinții și copiii, cumva apare așa prea mult. Dar mă bucur că există acest răspuns. Mulțumesc frumos! Continuând, sau preluând un pic și pe legat de ceea ce spunea Vasile, rolul lui Mihai Viteazul a fost unul determinat chiar și pentru istoria noastră și pentru cronicarii noștri care au scris istorie, pentru că acei achingii erau de fapt cei care incendiau bisericile din sate unde se găseau documentele valoroase care peste timp ne-ar fi ajutat să scriem o istorie cât mai aproape de adevăr. Și în momentul în care achingii veneau și incendiau bisericile, preoții își luau ce aveau mai de preț, cărțile religioase și cam atât. Iar documentele luau foc. Ăsta este motivul pentru care, aproximativ, ca până începând cu Neagoi Pasarab, 1520, avem foarte puține documente despre
istoria noastră și acesta este motivul pentru care acele goluri care există în cărțile de istorie ar trebui să le umplem cu ipoteze. În afară de Vlad, Ștefan și Mihai, mai există un voievod Valah cu capitala la Târgoviște, care a purtat 20 de bătălii în 10 ani, toate câștigate, Radu de la Acumați. Este cel care, după bătălia de la Mohaș din 1527, după ce Budapesta a fost făcută pașalând, a făcut planul de salvare a Vienei. Altfel, Viena la rândul ei a fost făcută pașalând. Trebuie să mai spunem că țara românească a început să fie organizată în pașalând. Și Radu venea înapoi și a venit de 20 de ori să cu Turcia, adică o determinare incredibilă, care trebuie să pusă mai departe, pentru că uităm. Puțin oameni mai știu în Târgoviște de unde sunt eu și eu locuiesc la probabil mai puțin de un minut distanță de Biserica lui Radu cel Frumos. Puțin oameni mai știu această poveste că a existat un domnitor care de 20 de ori s-a bătut cu turci. Căștile după războaie câștigate. Și pentru că suntem în Bacău, în România Moldovei, o să rog pe Vasile, pentru că este specialist în Lan Țepeș, să ne povestească despre relația lui Vlad cu Ștefan Mare și alte caracteristici din această legătură. Da, aici este foarte important pentru mine și a început studiul meu despre relația celor doi voievozi, a început cu o stare sufletească, cu o revoltă așa instantanee, când am aflat în facultate că Ștefan cel Sfânt l-a trădat pe Vlad. Și cumva nu suna bine ca fulgă, dar trebuia să fie ce spune profesorul de la catedră, nu? Din fericire am studiat, am găsit documente multișoare. A apărut și o revistă nouă acum în București și acolo e un articol întreg exact pe tema aceasta l-a publicat. Ștefan cel Mare nu l-a trădat pe Vlad Țepeș niciodată și ei nu s-au luptat împreună. Poate știți, câțiva dintre dumneavoastră, există acel episod în care, la 1462, Mahomed aduce în țara românească, invadează țara lui Vlad, și în același timp Ștefan atacă Chilia. Numai că am publicat în această revistă și documentul, fotografia, bineînțeles, cetatea Chilia avea garnizoane maghiară, deci erau unguri în cetate, Vlad Țepeș intuise deja că Matei Corvin nu o să-l ajute ca vreodată, Olii doi aveau nevoie să nu aibă încă un dușman în coastă. Faptul că Ștefan cel Mare a fost la Chilia în momentul în care Mahomet era acolo, l-a determinat pe Mahomet să nu mai atace cetatea. Din ce motiv? Pentru că Mahomet se afla în război cu Valahia și teoretic cu Ungaria, Valahia fiind vasalul Ungariei. Dacă tot ce ar fi omorât un singur moldovean, ar fi intrat în război cu cine? Cu Moldova și Polonia. Ori Mahomet nu putea risca lucrul acesta. Și mai avem, sunt multișoare documente din fericire care ne dovedesc că ei doi nu s-au luptat și nu s-au trădat. Avem un călător englez, William Way, despre care se spune că a fost spion, și care ne relatează că imediat după acest atac de la Chilia, cei doi voievozi luptă împreună, alături, împotriva lui Radu cel Frumos. Ori e foarte greu de crezut că astăzi Vlad și Ștefan se luptă, mâine fac pace și sunt aliați, adică vorbim de o săptămână, maxim două. Avem, din punctul meu de vedere, este foarte clar că Ștefan cel Mare a atacat garnizoana maghiară de la Chilia pentru a ajuta pe Vlad și nu l-a atacat pe Vlad. O dovadă și mai clară, poate, este că Vlad începe a treia domnie, după cei 12 ani de prizonierat la curtea lui Matei, la insistența lui Ștefan. Iar Ștefan se luptă iarăși cu sabia în mână la Târgoviște și București. Deci foarte greu de crezut că așa cum au scris unele publicații din București, erau dușmani de moarte. Mai fiind serioși. La presiune face, îi bagă intrigi în Transilvania, îi strunește pe nobilii maghiari contra... Deci a făcut și se uriașe. Ștefan riscă o răscoară în Transilvania pentru a elibera pe Vlad, adică riscă foarte mult. Și aici trebuie să ajungem la un punct care mie se pare esențial, deși el nu e cuprins în documente, dar este foarte clar din toată istoria noastră. Și, practic, asta vreau să dau mai departe copiilor. Atitudinea voievozilor noștri.
Avem documente care ne spun că Mahomet a venit cu 250.000 de soldați la Târgu Jiu. Poate exagerat. Avem documente care spun că a venit cu 100.000. Mă rog. Eu, având libertatea de a scrie romane istorice, ele sunt bazate pe documente. Dar am și libertatea de a alege ce document vreau. În roman, în momentul simt când e cruș, Mahomet vine cu 250.000. Și ce vreau să dau copiilor mai departe este această atitudine. Bun, voi sunteți un sfert de milion, eu am 30.000 de oameni, dar să mă vin acasă și nu mă poate bate nimeni. Acea idee că orice se poate. Și în celălalt domeniu care activez în sport, asta este esențial. Am mai povestit pe unde am mai fost, am început să scriu prima carte la capătul lumii, în Brazilia, când îmi veneam colegi de echipă și erau foarte speriați că au căzut la categorie cu german, cu francez, cu... pentru simplu fapt că eram germani sau francezi. Apoi am început să le povestesc, am început în sarea să le povestesc călugărenii. Momentul în care Mihai își rupe zarele, își rupe cămașa și intră singur între turci. Și aici avem un moment care mi se pare esențial de... e foarte bine să-l înțelegem. Am avut chiar în facultate o discuție cu doamna asistentă pe care toți o respectam și o îndrăgeam, foarte bine pregătită, dar dumneavoastră ne spunea că acel moment în care Mihai intră singur între turci este doar o legendă, chiar dacă el apare în documente românești, ungurești, turcești. Și ne explica, zicea logic, gândește-te cum intri tu între 10 oameni, nu vorbim de 50 cât se puteau strânge în jurul lui, și cum ieși din acolo. Și am făcut un experiment. Am mers în fața clasei, am rugat 10 colegi să mă lovească și nu-mi pot bloca, că nu ai cum. Apoi m-am suit pe masă, am luat o sabie japoneză și am început să dau stânga-dreapta și toți au fugit. Și trebuie să înțelegem un lucru. Mihai Viteazul avea 1,98 m înălțime la 1595, când media de înălțime era foarte scăzută. Caii turcilor pentru a rezista la campanii lungi erau foarte mici, ca să mănânce puțin. Carul lui Mihai, pentru că era și simbolul voivodului, era un car mare și alb. Ori Mihai pe cal era uriaș. Turcii veneau până aici. Și când acel uriaș a început să dea cu barda în stânga și în dreapta, vă spun eu că toți turcii au făcut așa și au fugit. El n-a ieșit întreg la cul, a ieșit cu o suliță în spate. Și l-au tras cu forța garda lui personală. Dar acest eveniment s-a întâmplat, e documentat științific. Și una din cele mai bune pilde pe care le putem da mai departe copiilor. Suntem la noi acasă, facem ce trebuie, nu avem voie să ne lăsăm călcați în picioare. Păi, să spun și nu, o să te mai rog pe tine să ne povestești despre cărțile tale și bineînțeles despre istorie practică de cercet, dar mai ales despre doamne și domnițe de Ierfie, este a ta, dar este al lui Credeu Partidrean, și despre doamnele lui Ștefan cel Mare. Dacă... În afară ceea ce vreau să spui eu cum. Da. Doamne și domnița amante și jumătate și jucăriță este cartea prietenului meu istoricul Cornel Borsan. Am avut onoarea să scriu prefața și este o carte care abordează un subiect mai puțin medializat până în momentul de față și anume femeile din istoria poporului român. În afară de această carte, trebuie să menționăm faptul că mai există încă două lucrări, una scrisă de Nicolae Iorga în anul 1913 și alta scrisă de Constantin Gane în anul 1943. Cu ce vine Cornel Bursan nou este cu faptul că acoperă o perioadă de timp mult mai mare asupra acestui studiu și este mult mai bine documentată, este și normal pentru că vine peste cele două studii care au existat înainte. Începe din perioada dacilor, când vorbește despre unul dintre cele 17 triburi pe care Decebal le-a unit, și anume Agatâr, și unde exista o comunitate sau pe care noi am putea numi o comunistă astăzi, pentru că toți munceau pământul la comun, și unde erau împărțiți în două părți, comunitatea femeilor și comunitatea bărbaților, iar căsătoriile durau un an de zile, după care soțul își putea alege o altă soție. Continuă cu... vorbește, practic, despre femei numărul și despre faptul că a fost poligam și
a avut mai multe neveste, după care vorbește despre doamna lui Radu Negru Vodă, lui Basarab I, Nicolae Alexandru, Radu I, Mircea cel Bătrân, ajunge la Mircea Ciobanu, a cărui soție, din punctul meu de vedere, a fost cea mai vitează femeie din istoria poporului român. Este singura femeie care a stat în fruntea unei armate într-o bătălie de lângă București pe la anul 1547, într-o localitate care se numește Chiajna astăzi. Probabil toată lumea ți-a auzit această localitate. Era o femeie care făcea și desfăcea, ca să vă povestesc câteva aspecte legate de viața ei. La un moment dat și-a căsătorit fiul la vârsta de 12 ani cu o fata unui nobil din Transilvania care avea 16 ani. După 4 luni, soția fiului ei a născut. A aranjat în așa fel încât să potrivită de unde a venit, pentru că era clar că acel copil nu era nepotul ei. De asemenea, inițial a aranjat căsătoria fiiței sale, pe care o găsim cu numele de Cristina în documente, cu Iane Ban. Iane Ban, nimeni altul decât unchiul lui Mihai Viteazu. Dar fata, fiind nemulțumită și spunând că acel om are 50 de ani bătus pe muche, nu a vrut să fie soție și doamna Chiajna i-a scenat răpire. Acest episod este consemnat și în cronicile românești și în cele turcești. Cel mai important aspect este legat de faptul că a reușit să se căsătorească una dintre fete, pe nume Anca, cu viitorul sultan Murad al III-lea. Iar ajungerea pe tron a lui Petru cel Cer și apoi a lui Mihai Viteazu, cred că are spate un amor și a acestui aspect. Despre cartea se termină, ajunge până în timpul domniei lui Cuza, unde se vorbește despre soția sa și despre Maria Obrenović, dar probabil că acesta este un subiect pe care oamenii din ziua de azi îl cunosc pentru că face parte din istoria modernă a poporului român. Vorbim despre Radu Negru Vodă, o carte la care am colaborat cu Cornel Bustan-Bursan și Adrian Angel. Ideea mi-a venit în momentul în care am descoperit un document, după ce în prealabil am avut o discuție cu Cornel, în care am spus am putea să scriem o carte despre acest voievod scos din istorie, dar ne trebuie un document pe care nu-l avem. Un document care să nu poată fi contestat. Și din discuțiile respective ne-am spus că poate într-o viață de om reușim să găsim documentul respectiv, pentru că el cu siguranță există. La 6 luni de zile, un an distanță, un prieten al meu, ungur, Andra Secheli, mă cheamă în Brașov, pentru că nu mai văsem de munce, hai să mergem la prima școală românească din Șchiei Brașovului, unde ghid ne-a fost marele lingvist, profesor doctor Vasile Oltean. Intrând în încăperea muzeului, pe perete era o litografie cu toți voievozii muntenii, primul dintre ei era Radu Negru Vodă. Îi spun domnului profesor, știți că sunt pasionat de acest voievod, că a fost scos din istorie și dumnealui îmi spune, pe eu am scris despre el. Și zic, cum a scris? Păi am găsit un document, a picat pe scaun în momentul respectiv, vă spun sincer că nu mi-a venit să cred ce îmi spunea domnul profesor. Și mi-a explicat că lucrarea dumnealui de doctorat pe care o publicase cu 40 de ani în urmă, unde care era o lucrare care era de fapt un fel de recensământ a bisericilor ortodoxe din zona respectivă a Brașovului, a găsit o informație a unui cronicar SAS, pe numele său Thomas Tartar, cum că Negru Vodă, la anul 1292, donează masivul postăvarul sașilor din zonă, iar sașii, în schimb, dau românilor terenul pe care s-a construit prima școală românească, precum și Biserica Sfântul Nicolae. Un argument al faptului că informația este verifică, în limba germană, masivului postăvară se spune Muntele Școlii. Nu știu cum se pronunță exact în limba germană, este o limbă pe care nu stăpânesc. Faptul că am găsit această informație m-a ambiționat, am început efectiv să lucrez.
Și ulterior am găsit și alte informații foarte, foarte valoroase care au dus la creonarea și conturarea acestei lucrări. O să vă mai povestesc un singur episod din carte. Sau mai bine să vă spun cine a fost Radu Negru Vodă, că poate nu toată lumea știe. Până la anul 1900 se cunoștea faptul că a fost și cel care a întemeiat statul valac. Chiar la anul 1892 se sărbătoreau 600 de ani de la întemeierea Valahiei. După anul 1900 a fost scos din istorie, iar în fruntea conducătorilor statului valac a fost Basarab I. Personajul acesta, Radu Negru Vodă, a fost mitizat, făcut personaj de legendă, datorită faptului că ai noștri istorici n-au reușit să se înțeleagă și să pună la cap fiecare informațiile pe care le aveau. Pentru că unul a scris din punct de vedere lingvistic, altul din punct de vedere al documentelor, altul din punct de vedere al arheologic, dar fiecare parte luată separat nu putea aduce argumente ale existenței acestui voievod. Dar adunate într-un tot contact aduc o dovadă de necontenit. În anul 1920, în biserica Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș, se descoperă un mormânt. Acolo sunt amplatate 15 morminte ale voievozilor valari. Un mormânt care era la o distanță de 76 de centimetri sub pământ. Practic era un mormânt ascuns pentru a nu fi profanat. Virgil Drăghicescu, cel care a coordonat activitatea din zona respectivă, spune că a lovit cu umbrela în podea și a văzut că sună gol. Aceasta este versiunea lui. Versiunea celor din jur, celor care l-au asistat, este că, de fapt, lui a spus un țăran, un om din zonă, că acolo se află mormântul lui Negru Vodă. Un alt argument în care eu cred că cea de-a doua variantă este corectă, în fiecare an de Sfântul Nicolae, de data de 6 sau 7 decembrie, nu mai știu exact cum se pică, se făcea colivă și se ținea veșnica pomenire pentru Negru Vodă exact pe locul unde exista mormântul respectiv, fără ca cineva să vorbească de existența lui. Iată că, prin viu grai, această informație s-a transmis de-a lungul secolelor. Mormântul a fost desfăcut. Ce s-a descoperit în el arăta cu totul diferit față de ce s-a găsit în celelalte morminte. Cel descoperit în mormânt era îmbrăcat într-o mantie de purpură. Cunoaștem faptul că purpura este culoarea autocratului, autonomului, a conducătorului suprem, care nu poate fi înlănțuit de nimeni. Pafta curea din aur, nasturi din aur și argint, coroană, lanț din argint și era învelit într-un giurgiu pe care se găseau desenate zvastici, dar nu zvastica lui Hitler, cea cu barele puse liber, care înseamnă de fapt semnul luminii și pe care oamenii din ziua de astăzi o cunosc ca numindu-se crucea jaianistă, ceea ce nu este adevărat, pentru că Vasile poate să confirme mai bine, semnul de zvastică prima oară s-a descoperit pe semnul de la Cucuteni, pe cultura de la Cucuteni se găsește în toată țara și pe toate porțile terenurilor din Maramureș desenată. Deci este clar un simbol al faptului că acel voievod a venit din zona Transilvaniei și a descălecat în țara românească. Nu o să vă mai pictisez legat de Radu Negru Vodă. Eu o să mai interesez să vă întreb pe Vasile Cubaș. Cum percepe această diferență a poporului român asupra istoriei și asupra istoriei românilor, având în vedere că sunt foarte mulți străini absolut pasionați de istoria noastră și de voievozii noștri. Apropo de delegația pe care ai întâlnit-o acum numai într-o lună, două. Nu cred nici o secundă că există o indiferență. Există probabil un program care ne depărtează de istorie și există grija omului pentru ziua de mâine. Și atunci, în loc să merg la muzeu sau să cumpăr o carte, îi cumpăr copilului o geamă mai bună. Pentru că situația economică a țării atrage
Dumnezeu și Hristos sunt moral, bineînțeles. Nu cred această indiferență, cum am spus, reacția la cărțile mele și Cricoșarul lui Cristi este foarte bună. Trebuie doar să oferim. În momentul în care românii nu mai au nimic la mână, atunci poate pare indiferență. Când îi se oferă, îi răspund foarte bine. Și vreau să mai spun o secundă, ceva. Poate știți, în 2014 am adus de la Roma, se spunea că e la Vatican, dar am fost acolo și m-a trimis în altă parte, la altă bibliotecă, un manuscris despre Blasie Pășnică, nu mi-am apucat să vorbim. Acum 2-3 zile am reușit să-l traducem. De ce m-a interesat acest manuscris? Este scris de un călugăr trimis la Buda în perioada de detenția lui Vlad, să vadă dacă Vlad a trădat sau Matei Corvin. Și niciodată n-a fost tradus acest manuscris sau această carte, niciodată într-o limbă modernă, doar în latină. Acum câțiva ani am găsit un document al Papei care cerea lui Mahomet, zic mai rar ca să înțeleagă ce spun, că pare absurd. Deci Papa îi cerea lui Mahomet să treacă la catolicism și să meargă peste ortodoxi, peste Vlad, peste și așa mai departe. Papa nu avea neapărat ceva contra noastră, cât căuta o cale de a se alia cu Mahomet, care părea atunci invincibil. Și plecând la această atitudine a Papei, am vrut să văd manuscrisul lui Nicolo de Modrusa, nu cartea care am înțeles că a apărut în Polonia, pentru că cartea, din punctul meu de vedere, văzută prin această prismă a atitudinii Papei, putea fi cenzurată. Și am vrut manuscrisul cu însemnările pe margine, cu tot. A fost tradus zilele trecute, s-a terminat traducerea, nu aduce mai nimic nou, din fericire sau din păcate, o singură chestie se schimbă, pentru mine importantă. Cine a tradus fragmentul despre descrierea fizică a lui Vlad acum câteva zeci de ani, a spus că ochii lui erau verzi. Un manuscris scrie foarte clar că erau gri. Asta e singura diferență majoră. În rest, sunt fragmente din cărți antice și medievale compilate. Bineînțeles, Vlad descrie acestui călugăr, descrie atacul de noapte, ceea ce e foarte important pentru noi.